După 4 ani am înțeles exact ce s-a întâmplat cu mine, ce am trăit, de ce am avut acea poziție, de ce am stat nopțile în piață, dar de după 4 ani. Eu am spus-o și lui Voinea, pe care l-am făcut la un moment dat să spună, poate ajung și eu revoluționar, și am zis, da, lupta, nu revoluționar, o să lupt pentru libertate. Lupta pentru libertate e dureroasă, dar e frumoasă. Și impresia mea este că chiar s-a schimbat domnul Voinea față de cum l-am cunoscut în momentul când a luat dosarul și felul în care gândește acum. Cunoscând oamenii, evenimentele, a început să... Este printre puțini oameni din România care cred eu că a început să înțeleagă. Și pe mine nu mă interesează atât faptul că el a cunoscut mult mai bine ca mine, cu siguranță, și nici n-are cum să nu fie așa, faptele, întâmplările, personajele. A înțeles ceea ce eu vreau să spun. A înțeles de ce oamenii au fost pe poziții diferite. Și aici este, după părerea mea, și nu vreau să supăr pe nimeni, dar vă dau un exemplu. Evreii îi susțin foarte serios, cu patimă, cauza după atâția ani de zile. Eu, fără să-mi dau seama, am făcut o afirmație care cu greu am început să, încetul cu încetul, să pot susține, nici măcar nu eram auzită, aceea că la Măgurele a fost un Auschwitz. Și fără să-mi dau seama că era o doamnă evreică lângă mine, ea s-a simțit jignită. Cum poți compara? Cum poți să compari Auschwitz-ul cu Măgurelele? Și am zis, bine, acum ne luptăm în exemple, apropo de exemple. Dați-mi un exemplu, la ce vă referiți când vă simțiți jignită? Că era jignită. Și mi-a zis, uite, părinții au fost omorâți în fața copiilor. Și am zis, bine, dar asta s-a întâmplat în diverse situații istorice. Însă ceea ce s-a întâmplat la noi, la Măgurele, și afară, dar acolo a fost cumplit, a fost faptul că am fost puși să ne omorâm noi între noi. Părinții evrei au fost omorâți de către dușmani. Pe când noi am fost puși să ne omorâm noi între noi. Și v-am zis, eu după 4 ani mi-am dat seama că de fapt, sau chiar mai repede, dar mi-am conștientizat eu totul, că de fapt experimentul Pitești s-a aplicat la scara întregii societăți. Nu știu dacă încă se mai lucrează, dar efectele se văd. Deci toată această nebunie, fără noimă, fără nicio justificare logică, fără de a ne lupta unii cu alții, pur și simplu ne întâlnim pe stradă, ne întâlnim la coadă și ne lovim. Toate astea sunt pregătite în timp de atunci. Eu am avut dosarul proști în facultate și am avut reacții... Iar la Măgurele, vă dau un exemplu și nu numai. În prima zi, cred că soldații au fost drogați sau ceva de genul acesta, după comportament. Și normal că fiecare are modul lui de a se comporta. Era unul dintre ei brunet, cu arma în mână, pistol mitralieră și cu baionetă sau ce Dumnezeu era pusă în. Chiar credeam de câteva ori că o să bage în mine baioneta. Atât de pornit era, eu nelăsându-mă de nicio culoare, dându-le replici, constatând cu voce tare ce văd. Iar în momentul când, după 4 zile jumătate, cred, m-au luat să mă bage în dubiță. După aceasta la Măgurele. Da, deci atunci m-au trimis în arest. De fapt, ei triau... Aveau liste legate făcute și erau organizați oamenii, că erau în armată, nu? Un transport, un autobuz mergea la marginea orașului, am înțeles, cu cei care nu erau arestați și o dubiță în arest.
cei care erau arestați, cum am fost eu, deși era superb afară față de tot ce era înăuntru, deci la un pas de iad, erau cordon de soldați și milițeni și așezată dubița undeva într-un unghi, de unde nu se putea vedea dinăuntru. Și am întrebat unde ne duc. Era acest soldat. A întors capul și au dat lacrimile. Deci faptul că noi am stat împreună acolo, că probabil nu le-au mai dat droguri sau au refuzat să ia, după vreo două zile au luat bătaie acei copii care credeam că o să ne ucidă. Chiar unul dintre ei a venit cu două țigări, cred, și a împărțit într-o hală. A zis, luați aceste țigări, este un an de la moartea mamei mele. Atât pot să ofer de pomană pentru ea. Și dacă mai aveți un mărunțiș prin buzunare, deci ei mai știau câte ceva, dați-mi să merg să vă cumpăr. Vreau să ne povestiți cum ați ajuns la Măgurele. Deci eu am fost, am avut un complex din, încă din timpul Revoluției, pentru că Revoluția 21 decembrie m-a prins în Bistrița, unde eram stagiară. Am venit abia pe 22 la spartul târgului. Deja prietenii mei care făcuseră jilava râdeau. Deci eu eram deja schimbul 2, aia care... Apoi m-am mutat în București și am făcut meeting-urile de duminică. Fost în prima noapte a pieței universității și care pentru mine a fost o lecție. Am fost cu Octavian Rădulescu, cu Florin Iaru, deci cei pe care eu i-am reținut și i-am... Iar Octavian Rădulescu mi-a povestit, fiind din când în când încercuiți, ba într-o parte, ba din alta, veneau cu arme, mi-a povestit despre faptul că el, de unde terminase dreptul, sau era student la drept în momentul când l-au arestat, îi ura atât de mult, încât îi determina să-l bată. Și îl băteau până curgea sânge și de toate, din toate direcțiile. Deci există și această, nu știu, formă de refulare. Când nu mai ai nicio... Am mai întâlnit după aceea, cred că în a doua, a treia noapte a pieții, un fost deținut politic scriitor care spunea că el a trăit din ură. Eu nu aveam încă 30 de ani, vârsta de la care consider că te mai maturizezi. Eram chiar inocentă față de alții de vârsta mea. Și n-am putut să-mi explic. Ani de zile n-am putut pricepe cum poți să găsești dorința de a trăi pornind de la ură. Ca seva vieții să stea în ură. Deci apar asemenea reacții care sunt absolut de înțeles din punct de vedere psihologic. Dar iar chiar la mine am înțeles, pentru că piața am făcut-o. N-am înțeles acolo, de pildă, de ce din mulții mari intelectuali ai României nu se forma un comitet, ceva care să ne reprezinte, să ne organizăm. Iarăși un lucru pe care nu am înțeles, dar am rămas. Iar în ziua de 13-15 iunie au avut grijă să anunțe încă din metrou, când mergeam la serviciu, eu am auzit că s-a curățat piața. Asta este expresia care mi-a rămas. Ori orice bucureștean, mai ales dacă a frecventat piața, știa ce însemna, am reușit să scap cu 5 minute înainte de terminarea programului, că eram deja vizată. Și când am ajuns, ardeau mașinile. Oamenii pe care îi simțeam lângă mine, pentru că este acea, cum să zic, acea cunoaștere, cum să zic, până la urmă, energetică, dacă vreți. Deci noi, între noi în piață, intuiam când unul este infiltrat, îl aplaudam, aveam noi tot felul de scenarii ca să scăpăm. Ne simțeam, știam, fără să vorbim, fără să știm nimic unul despre celălalt, că trăim, simțim același lucru.
erau clar infiltrați, provocatori, de cea mai proastă calitate. Iar apoi am ajuns pe la Ministerul de Interne și am văzut un om în civil, în Ministerul de Interne, cu pușcă mitralieră scurtă, deci clară, trăgând, râzând în capul unui gurăcască, nu în capul, dacă tot aveau dreptul să împuște România pe stradă, din Ministerul de Interne, n-aveau nicio treabă cu cei care aruncau cu sticle incendiare. Pe care eu i-am enervat că au fost la un moment dat, iarăși alt lucru absolut inexplicabil, nu mai erau soldați uniforme MEI, ci MEANE în Ministerul de Interne. Niște copii așezați într-un colț, este o imagine, cred că eu am provocat-o, așezați ca trei escucuieți într-un geam, la etajul 1 și întrebam, dar cine v-a pus, ce căutați acolo, ăia de desubt aruncau, deci totuși noi nu eram... Eram oameni până la urmă, trăiam, vedeam oameni murind. Plus că impresia mea și asta a fost rușinea că prietenii mei au fost în 21 decembrie și eu nu. Dar toată atmosfera din ziua respectivă parcă era o reeditare a zilei de 21 decembrie. Vorbiți de ziua de 13? De 13 iunie, după masa, când am ajuns eu. Deci am văzut oameni împușcați în cap, m-am dus să văd ce și până la televiziune, m-am întors să arăt bălțile de sânge. Era un domn care fusese plecat în delegație în provincie și când s-a întors s-a găsit Bucureștiul și voiam să le arăt, pentru că era șocat, nimeni nu credea. Deci dacă nu vedeai, nu credeai. Și în acel moment, cu intuiția de femeie, am realizat că urmează atacul, a fost ceva... Și eu nu înțeleg cum, deci nu înțeleg cum nu există o declarație, nu vine nimeni, niciun vecin care să spună ce s-a întâmplat acolo. A fost ca în 21 decembrie. Eu am reușit să mă ascund, am avut această intuiție, dar din cei 9 care am fost ascunși și am mai rămas eu și șeful, care s-a dovedit a fi un infiltrat în piață în timp, eu și șeful, în rest, era o fată blondă, studentă, din aceeași organizație ca și șeful meu din GID. Am insistat să mi se arate, le-am zis că aș recunoaște-o. O fată care nimeni n-a auzit de ea, nimeni n-a văzut-o, dar șeful meu făcuse cunoștință cu ea. A ieșit, se auzeau focuri de armă de peste tot. A ieșit, ne-am ascuns într-o curte interioară, iar pe platou au tras ca pe 21 decembrie. Am și declarații de la Măgurele, două persoane supraviețuitoare. La Măgurele ați fost luată de pe stradă sau cum? La Măgurele am fost luată noaptea, deci după ce au încetat să tragă, au verificat toată zona, tot ca pe 21 decembrie, inclusiv pe acoperișurile din zonă. Și eu cu șeful ne-am ascuns într-o curte interioară, într-o toaletă de curte ca la țară. De acolo ne-au scos, ne-au băgat în Ministerul de Interne. Și unde vreau să vă zic că nu cred că o să-l mai cunosc, dar un tânăr securist mi-a salvat viața. Pentru că veneau, nu-mi dau seama, dar mi se părea continuu, veneau prin alternanță. Când un soldat, când un individ cu figură de killer, un civil, care mă cereau. Deci acest tânăr civil m-a luat lângă el, mi-a dat chiar și o țigară. Și ăștia veneau să mă ceară. Ori el poate că avea și un grad ceva, ăla era un simplu soldat, spunea, lăsați-o că mai am să-i pun o întrebare, dar el nu mă întreba nimic. El repeta într-una, mi-au ars mașina, avea băiatul o obsesie, i-a arseseră mașina, nu eu, deci era clar, nu cei din stradă, oamenii, civili. Știa bine cine i-au ars mașina. Și așa m-a ținut până când ne-au aruncat în dubițe și ne-au dus la Măgurele. Eu cred că am fost primul transport sau al doilea. Am ieșit din Ministerul de Interne, au făcut cordon de soldați, care la fel păreau drogați, plus manipularea, o femeie din piață, însemna o prostituată eventual. Și acel cordon de nimeni nu-mi dau seama, cred că 10 metri,
A fost un iad. Deci mă loveau cu toții, mă pacicoreau. La un moment dat am primit un pumn în stomac de... Am învârtit 360 de grade. Și ținta și salvarea mea a fost Dubița de penitenciar. Iar la Măgurele, când am ajuns, ne-au simulat execuție. Ne-au așezat cu fața la perete. Nu era încă plin, deci eram printre primi. Era o hală imensă. După aceea mi-a explicat cineva că trebuia să fie un garaj de mașini mari, autobuze, tank, ceva. Era foarte mare. Și ne-au așezat cu fața la perete, iar ei au armau armele în spatele nostru. Ceea ce iarăși nu înțeleg și nimeni n-a putut să-mi explice și în România asemenea întrebări rămân întotdeauna fără răspuns și trebuie să ai grijă să nu nebunești în momentul când toți râd de tine. Până seara au fost aduși într-una oameni care arătau plini de răni deschise sau vânătăi, cap, picioare. Era un student cu jumătate de cămașă și jumătate de pantalon, dar printre ei și muribunți. Deci noaptea târziu au adus, cred că de la ei de la unitate, au adus niște asistenți ceva, au cusut pe viu. Pe viu au cusut, în special la cap au fost și lângă mine era o fată cu... Și a rămas, am mai întâlnit-o, deci a rămas cu mari probleme. Bineînțeles, n-a mai fost capabilă să lucreze. Iar acei muribunzi, care e drept, erau în colțul opus și era deja suprapopulat. Deci noi acolo se au estimat, cei care au fost acolo, că au fost între 800 și 1000 de oameni. Deci eram pe ciment, unul lângă altul. Acei au dispărut. Și la câtva timp s-au auzit focuri de armă. Ori eu, care i-am șocat prin tupeul meu, i-am întrebat ce se întâmplă cu acele focuri de armă. Pentru că spaima mea a fost că cei care au fost luați au fost executați. Ei, tot ce s-a întâmplat după aceea mă face să cred că am avut dreptate. Pentru că mi-au spus că au venit țiganii la pod. Când am ieșit, am aflat că e un pod lângă acea unitate militară. Eu nu știu unde e, pentru că am plecat cu Dubița fără geamuri și m-am întors cu Dubița fără geamuri. Deci n-au fost țigani acolo, iar în plus, pe cont propriu, am încercat să aflu dacă în tot Bucureștiul au fost duși oameni de acolo la spital. Și nici morți. Ce ați făcut dumneavoastră în zilele acelea la Măgurele? Deci în momentul când ne-au simulat execuția, o femeie de lângă mine a leșinat, s-a udat. Eu am zis, asta este. Până aici a fost și pentru că, nu știu, poate pentru că și am soră mai mică, erau studenți, eu eram ca o soră mai mare pentru ei, nu aveam nici familie și din acel moment scopul meu era să salvez pe cine pot. La un moment dat până și cei de la secția de poliție mi-au zis, nu înțelegem, n-am mai întâlnit-o ca tine, tu încerci să-i salvezi pe toți și toți îi țin tot spatele. Unul dintre ei fi Maria Munteanu. Și am încercat să fac asta. Bine, studenții până la urmă au fost eliberați, iar în penitenciar am ajuns cu o fată care, în penitenciar, în secția de poliție 12, pe care am văzut-o declarând împotriva studenților. Deci o declarație de genul, e aceeași persoană în alte haine. Nimeni nu s-a dus să se schimbe la Măgurele și nici în drum spre Măgurele. Și mi-am dat seama că a fost folosită de poliție. Dar după aceea am avut un șoc. Deci în momentul când am intrat în
celulă și au închis ușa după mine. Se pare că tocmai totul e... Mai târziu mi-am dat seama că am scăpat cu viață nefiind împușcată. Am scăpat cu viață nedându-mă pe mâna lora care voiau să merg cu ei la toaletă. Un polițist mi-a explicat că eu am zis ori puteam fi omorâtă, ori violată și l-am zis de ce nu te-ai gândit și și. Și în momentul când am închis vizeta a fost o senzație absolut cumplită, că sunt singură în univers. Mă simțeam mai aproape de cei morți, dar nu era moartă, iar cei vii și n-am greșit, nimeni nu putea înțelege ce-i cu mine. Și nici nu au cerut, asta le-am reproșat și nu le-a convenit intelectualilor lângă care am fost și după ce am ieșit, că eu am fost alături de ei, am fost și după, i-am susținut, dar ei nu ne-au susținut. Ei au cerut afară primăria Munteanu. Punct. La Măgurele ați încercat vreodată să ripostați în vreun fel? Ați avut vreo altercație? Vă mai aduceți aminte? Ați produs acolo ceva? Prin, eu am numit încercarea mea de a fi, de a mă comporta normal, de a nu mă lăsa intimidată. Le place, oamenilor de genul acesta, le place să te vadă tremurând, murind, sângerând și, din păcate, și celor care se mai interesează despre noi sunt interesați de același lucru. Asta interesează, ca în patimile lui Iisus. Mult sânge, multă durere, dar nu pierde esența. Pierde esența. Nu în asta constă, ca și la cei de la Pitești. Nu care pe care a dat un pumn în plus sau care a mâncat mai multă treabă mare din Hrădău. Da, trebuie enunțat ca să ne dăm seama despre ce a fost vorba. Dar ce a fost în sufletul lor? De ce a fost acolo? De ce sunt în România în continuare 2-3 oameni care vor, deși suferă, să fie români? Care vor să își crească copiii în același spirit. Să nu le fie rușine că s-au născut aici. Eu am întâlnit un om dintr-un trib care nu avea nicio problemă că era din tribul acela. Tot datorită acestui experiment, părerea mea, noi am ajuns să vorbim urât despre noi, despre oricine, dar cei care vorbesc așa, ei se pare că sunt singurii perfecți. Toți ceilalți... Deci este o mare, mare problemă. Și eu am suferit de asta și mi-am dat seama. De pildă, în timpul pieții universității, erau acele așa zise femei de la PACA. Recunosc, le-am disprețuit. Și după 4 ani de zile, v-am zis, dar atunci mi-am făcut curățenie în gânduri, mi-a fost rușine. Pentru că am făcut o proprie cercetare. Eu am făcut semn la școală marketing. Și mi-am dat seama că a fost o manipulare pe subconștient, prin imagine. Și că acele femei, că așa se întâmplă și când cumpărăm un produs, deși nu avem nevoie de el și ne face rău, nu să ne facă că bine, acele femei au fost drogate. Deci întâlnise în cazul și trebuia drogate să... Drogate să? Drogate. 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 Deci ele, manipulate fiind pe subconștient, au fost... s-au comportat ca niște oameni drogați. Deci eu am întâlnit o femeie în Bistrița, cu artele plastice terminate, familistă perfectă, care făcea gimnastică aerobică pentru Petre Roman. Adică? Da. Deci ea era una dintre cele care noaptea visau pe Petre Roman. Însă mă întreb, și asta spuneam unor copii, nu trebuie să-și acuze mamele. Pentru că la câte au fost, nu se poate să nu ele au copii. Cred că e o mare durere pentru ele să-și aducă aminte și o mare jenă. Doar un preot sau un psiholog ar putea să le ia cu ușurerul și să afle cât de traumatizate sunt, de fapt. Este ca un viol, dacă vreți. Deci ele au fost... forțate să
să trăiască, să, cum să vă zic, să, să-și falsifice sentimentele, da? Ele fiind, v-am zis, multe dintre ele căsătorite, majoritatea, da, cu copii. Și noi încă ne jucăm cu așa ceva. Noi încă ne jucăm. Observ că inclusiv la nivelul copiilor, fetița mea, pentru că asta e, încerc să o stăpânesc, dar asta a învățat de la mine, a făcut o pasiune pentru Moldova. Și am încercat să explic să fie mai echilibrată, să, pentru că și noi am fost extaziați, dar nu obțin nimic cu asta. La un moment dat, o fată mai mare decât ea, aflând ce hobby are, îi spune, a, e ceva interesant cu patriotismul ăsta. Deci pentru acești copii, patriotismul poate fi un hobby. Asculți, nu știu, rock, devii, ce modă, cum se numesc, cei cu... Imo. Imo, sau devii patriot. E o variantă, ori pentru mine, și asta m-a afirmat, nu avea cum să fie mai mult, am zis eu, după calculele mele, de 10% anticomuniști în 1990. Și aceia sunt cei care au, ori au avut exemple clare în familie, de deținuți politici, de, ori au citit lucruri interzise. Altfel n-aveau cum. Deci eu încă, dacă încerc să povestesc despre mine sau despre cei care m-au determinat să ajung aici, pentru că la rândul meu eu am avut niște exemple în familie, la mine fiecare generație a dat câte o jertfă, dacă vreți. Străbunicul a murit așa, în condiții similare, da? Când vrei ceva, nu pentru tine, vrei pentru ceilalți. Și o altă concluzie pe care am tras-o și aia, de asta îmi dau seama cât de bolnavi suntem, este că acești oameni nu înțeleg și nu se mai înțelege că nu poți fi liber încălcându-ți libertățile celorlalți. Până la urmă, tu, cel de lângă tine, cineva din familia ta, copiii tăi vor plăti. Sunt niște reguli, cum sunt în istorie, cum sunt în economie. Există niște reguli și cu privire la libertăți. Iar libertățile, pe de altă parte, nu s-au obținut niciodată pe gratis, nu s-au făcut cadou. Aceasta este obsesia celor muribunzi. Deci pe ceilalți, văzându-i în viață, unii au ajuns în temniță, alții au ieșit afară, unii au murit în timp datorită bătăilor, alții au refuzat statutul de victimă ca mine. Deci ceea ce pe mine mă deranjează cel mai tare este această etichetă de victimă. Cum, deci totul e relativ și în asta. Eu refuz să fiu victima a lui Iliescu, dacă vreți. Nu am de ce să fiu victima lui. M-a lovit, da, să zicem că adevărul absolut ar fi că doar Iliescu ar fi fost singurul monstru al omului în momentul acela, fals. Da? N-are cum, nu se putea. Iar eu, asta ce înseamnă? Și cu eu și copiii mei să stăm și să ce? Să îngenunchez în fața călăului. Deci nu, eu am spus ce am avut de spus, am făcut un proces cu statul român pentru că aveam dosarul, aveam cazierul pătat, deși nu am fost judecată, un alt abuz. Și apoi mi-am încasat-o pe parcurs datorită felului meu de a fi. Cât ați stat în pușcărie atunci? 90 de zile cu mandat, plus zilele fără, pentru că atunci puteau să te țină 90 de zile în arest preventiv. Care a fost acuzația? Am aflat târziu, cred că la o lună și ceva. Până atunci nu știam cine mă anchetează, de ce... Eu știam un singur lucru, nu știu de ce sunt aici. Asta era obsesia mea. Toate cele patru acuzații care erau în dosar. Că am aruncat cu sticle incendiare, deci la distrugere de
că am intrat în sedii, conturbarea liniștii publice și articolul acela cu bunele morale, cum mai știu, așa, cum se numea. Deci toate cele patru însemnau 15 ani. Însă vreau să vă zic că tot atunci am fost, cred că, cel mai bine tratată. De ce? Au venit Avocații Fără Frontiere. Mi-a fost imposibil să dau de ei. După aceea mi-am dat seama, probabil, că ei merg în diverse zone, inclusiv de război, și nu corespondează cu ulterior cu cei cu care au intrat în contact. Erau doi francezi, un domn și o doamnă. Se vedea clar, civilizați, de la prima impresie. M-au dus într-un birou al secției de poliție, pentru că n-au vrut totuși să-i bage în celula mea. Și când am văzut, era un geam, la fel ca la școală, sunt geamurile de la secțiile de poliție, astea făcute special. Era un geam cu niște plute care ajungeau până la fereastră. În momentul când am văzut frunzele, pentru că atunci am învățat și să apreciez viața, am văzut viață, când am văzut frunze, până atunci văzând șobolani și o lumină obscură, i-am ignorat. Deci, vezi, de la prima impresie mi-au plăcut și nu sunt... am învățat, am cei 7 ani de acasă, în sensul de a ști să spun bună ziua. Dar n-am mai spus nici bună ziua, cred. M-am dus la fereastră. Acești oameni m-au lăsat. M-au înțeles. Deci nu erau din România. Nu știau ce exact prin ce am trecut eu. N-au văzut minerii pe străzi, decât poate la televizor. M-au înțeles. Nu știu cât am stat. În momentul când m-am întors, mi-am cerut scuze. Mi-au zis că am înțeles perfect. Apoi am purtat un dialog. Deci, civilizație nu înseamnă doar să nu ai limbajul de mineri, pe care iarăși nu-i acuz, țin să spun că nu-i acuz nici pe mineri, sau să dai cu băta de mineri în cineva. Înseamnă să efectiv să transmiți faptul că tu respecti pe celălalt. Asta înseamnă civilizație. Ori eu am simțit în acel moment cu vârcini de sat. Dar românii sunt români. Când am terminat, aveau și translator. Translatorul s-a dus să deschidă ușa și el politicos. Mi s-a deschis și ușa în secția 12. Iar eu am rămas să-mi iau la revedere. Și nu m-am abținut să nu ridic degetele semnul libertății din piață, să stig liberte. Timp în care la ușă se asculta. Nu mai aveau răbdare, probabil, să le iasă banda. Milițenii ascultau la ușă și când a deschis ușa translatorul, erau gata să dea buluc peste mine. Acest lucru am înțeles că a fost dat pe posturi în Europa. Cineva mi-a zis că ar fi văzut exact imaginea. Și n-avea cum să fie trucat, pentru că mi-a zis și cum a fost filmat și mie mi s-a părut că el era cam țeapăn. Probabil că avea o cameră ascunsă. Dar de afară n-aveau cum să descrie absolut totul. Deci înseamnă, iar românii cu siguranță n-au dat. Deci înseamnă că se filmase. Însă v-am zis, cel mai bine ca om am fost tratat acolo. A trebuit să ajung acolo ca cineva să mă respecte o clipă. Că după aceea și mai înainte. Când ați început procesul? În 98, cred. Și v-am zis de ce am făcut-o. Și în ultima zi în care o puteam face. Deci ei... când am ieșit, ne-au trimis după o vreme, cred că prin 91, dar în 91 ne-au trimis un ordin, nu știu, trebuia să plătim o amendă
de 1000 de lei, parcă era de atunci. Eu am zis pentru arpacașul pe care l-am mâncat. Am aflat după aceea de ce. Au dat eu 3 scoateri de sub urmărire penală fără să le bage nicio amendă, nimic, să le bage nicio vină și imediat oamenii s-au dus în instanță. Și atunci au băgat la toți această amendă. Eu am cerut anularea ei. Am obținut, soțul meu n-a obținut și aveam termen de un an din punct de vedere legal ca să deschid procesul. Am ezitat pentru că tot așa mi-am dat seama că nimeni nu pricepe nimic și procesul a fost la fel de absurd, întrucât nu mi s-a acceptat probă cu martori. Deci eu n-am putut să merg să vorbesc în instanță. Iar proba cu scrisuri cam nimerit până la urmă câte ceva, dar a fost destul de sumar. Ceea ce însă mai grav mi s-a părut este ce s-a întâmplat cu dosarul de la procuratură. Am apucat să-l văd de 2 ori, o dată în 98, după ce a preluat domnul Voinea dosarul și o dată, nu știu, cred că acum una și ceva. După 2004, când au vorbit că fusese din nou oprit, era alt dosar, deci un dosar complet diferit, scrisul meu era pe declarații diferite, scris diferit, semăna, dar de pildă la prelungiri de mandate, la mandatul de arestare, care bineînțeles că nu mi s-a comunicat, nu s-a respectat absolut nimic, era peste dată scrisă la mașină, dată de mână, tot un polițist mi-a explicat că probabil pica în zi nelucrătoare și atunci au corectat cu mâna. Și mai interesant și cel mai interesant mi s-a părut, s-au părut 2 declarații. Date împotriva mea, bineînțeles. Eram caracterizată foarte prost. Directorul meu și șeful meu. De la unde lucrați atunci? Atunci eram detașată, că eram încă stagiară la fabrica de sticlărie Metna și mă detașasem la centrala sticlei în București. Șeful meu era om care fusese în piață, era îngit, a fost cu mine, am fost luați împreună. Cât timp am fost în minister, un individ care se vedea clar că era bosul, a vorbit cu el, m-a chemat și pe mine la un moment dat, civilul era o perdea după care tinteau și urmăreau imagini. Mi-a zis, nu, asta țipă ca o disperată. Mi-am dat seama când în primele zile, când eram puțin, eram foarte agitați, deci aveau imagini cu mine. După care l-am auzit pe șeful spunând că fratele lui este securist, a dat unde, nu știu, practic, nici ceva era. Și a zis, bine, o să verificăm, de unde eu am tras concluzia că nu putea verifica decât cineva din interior și care putea să verifice chiar pe oriunde și pe acolo. Tot așa, neoficial, mi-am dat seama că cel puțin primii anchetatori de la Măgurele au fost securiști. Deci eu știu persoana care era în securitate și care în zilele acelea a fost acolo, la Măgurele. Și după aceea ne-am întâlnit, a avut, asta vă zic, nu au limite, a venit la mine și când am ieșit, m-a invitat la Nanjing. A vrut să mă trateze bine, dar n-a reușit. Și mi-a spus că a fost anchetator la Măgurele. Deci mi-a confirmat că securiștii au fost și am zis, bine, dar vă cunosc. Atunci îl cunoscusem, știam de el, dar nu-l cunoscusem. Mi-a zis, da, dar nu te-am mai anchetat eu, personal, te-am anchetat acolo. Și am refuzat invitația, spunând că nu-mi dau seama cum am stat la bucățele la chinezi, victima cu călăul. Ce bine ne-așa. Acum, apropo de, cam mai spus o întrebare și acum îmi dau seama că nu v-am răspuns. Deci astea sunt nimicuri, sunt, nu știu, mici floricele la ceea ce simți și la ceea ce
Însă eu cred că ar trebui să vă spun, dincolo de faptul că au fost bătăi în continuare, au adus mineri sau așa zici mineri, că am avut curajul să-i cer unuia să ne arate mână. Și n-avea mână de miner. Deci pot să vă spun că aia nu era mână de miner. I-au dus la Măgurele, da? Da, deci așa ne-au anchetat cu minerii printre noi, cu toate intimidările posibile. Dar totul acolo era o problemă. Mersul la toaletă era o problemă și un mare risc. Absolut totul. Totul. Deci orice putea să fie umilință baciocură, ca la experimentul Pitești. Ca de aceea am și exemplificat extinderea fenomenului la scara întregii societăți. În Măgurelele a fost un Pitești. Deci au mers la ne... V-am zis și soldații aceia, deci nu pot fi acuzați. Nu pot fi ei acuzați. Au luat și bătaie pentru noi când au realizat. Iar în arest s-a întâmplat același lucru. Au unii mai tineri care nu aveau alură de milițenii de cu câteva luni în urmă, au fost civilizați, deci au respectat regulamentul, absolut totul, nu ne-au făcut niciun favor. Iar altul care era, simțeai că adrenalina îl făcea praf pentru că nu ne omoară, nu ne bate toată ziua cu bastonul, i-a reclamat. Și au obținut și o primă, ca să zic așa, între timp i-au făcut polițiști, i-au dat uniformă de polițiști, iar turnătorul, milițianul autentic, a fost primul care a primit uniformă de polițist. Peste tot, o să vedem, asta se întâmplă încă în România, deci asta e grav. Iar reacțiile, și acum să revin la ce voiam să vă spun, a mers la toaletă. Ca să mergi la toaletă ca femeie însemna să anunți public, își vedea toată lumea. Când aveau chef, începeau să te alinieze una, două, trei, până când niște soldați cu arma în spate te duceau în căminul soldaților. Ori sunt declarații de asta, dar e foarte greu, deci sunt declarații, știu de acolo că au fost femei violate la, mergând la toaletă și mie mi-a fost teamă în acel moment, motiv pentru care, asta vă zic, reacții extreme, nu știm nici măcar reacția organismului. Nu a mai fost nevoie să mai merg și încă 24 de ore. Cine, cum Dumnezeu mi-a dat putere, că până în momentul când m-au dus la în secția de poliție, eu n-am mai fost la toaletă de... Având în minte spaima că acolo se poate întâmpla ce s-a întâmplat. Dar când m-am întors cu pușca în spate, un civil care se vedea clar că e șeful șefilor. Deci el se ocupa și de noi, el dădea ordine și ofițerilor sau soldaților, el era acolo bossul, el dirigea operațiunea. Deci în fața lui, fiind o cișmea, m-am dus să mă spăl pe mâini. Toate zilele acelea au fost chiar frumoase, deci v-am zis, între sângele și ofurile și durerile și nenorocirea dinăuntru, afară era perfect. Natura își făcea datoria și m-am dus să mă spăl pe mâini. L-am lăsat pe ăla cu pușca în spate. Asta vă zic, nu trebuie să te bați cu ei sau pe ei deranjează normalul. M-am dus să mă spăl pe mâini, în fața bossului. Și ăla șocat, cum îndrăsnești? Adică ție nu, nici pușca nu te liniștește? După care râzând și țipând după mine, ci că da, îți fi voi așa. Dar noi suntem organizați. Deci asta a fost dialogul cu șeful. Dar v-am zis, a fost șocant pentru el. Cred că nu mai văzut în viața lui, s-a chinuit să ne bată, să ne omoare, să ne și eu îl ignor și plec din fața puștii să mă spăl pe mâini. O palmă mai mare pentru el nici că se putea. Acesta e nivelul. Nu ar fi atât de greu să ne scriem istoria. Și pe mine nu m-a interesat niciodată să văd pe vreunul dintre ei legat în lanțuri. Dar dacă societatea românească ar înțelege că nu atât eu, pentru că eu le-am cunoscut și am
Sunt chiar mulțumită că cunosc un adevăr pe care iar alții sunt legați la ochii încă și nu văd. Îi interesează, nu știu, shoppingul și alte chestii și își imaginează că, că au făcut umbră pământului cu succes. Dar nu știu cum să vă zic, este tot mai greu să-mi imaginez că amânăm și nu realizăm că până nu ne scriem istoria, nu e vorba doar de evenimentul acesta. Același lucru se întâmplă cu străbunicul meu. Deci străbunicul meu a murit și chiar a realizat ceva, abar n-am dat noi cât am realizat. Dar el este evident, istoric s-a demonstrat că a murit el și prietenii lui, el provocând, dacă vreți, și după aceea s-a rezolvat ceva, s-a spus din acel moment că a fost un om rău și asta se spune și acum. Deci sunt mulți oameni, deci asta s-a transmis despre el. Este un om despre care se știe, a murit la 1910, în acel sătuc, și se spune că a fost un om rău. Atât știu, pentru că s-a spus autoritățile de atunci, pe același model. La fel despre cei care au încercat să facă ceva. V-am zis, eu am întâlnit, și ca să înțelegeți diferența, de ce, până la urmă totul e în suflet, nu atât în creier. Că și creierul, după cum vedeți, poate fi manipulat foarte ușor și îl iubești pe Roma și ai terminat povestea. Și Roma s-a mai schimbat, după părerea mea, a început să priceapă câte ceva. Deci era printre noi că am fost amestecați, au ales Crăduna și Antion foarte bine, tocmai ca cei de afară și istoricii să spună, uite cine a frecventat piața. Deci erau vreo 2-3 care au jucat Alba Neagra pe lângă piața Universității, câțiva care au fost în piața Universității, câțiva care au vândut țigănci cu fuste, nu știu ce, pe lângă piața Universității, cerșetori din provincie, din Buzău, care declarau orice despre oricine. Deci noi eram, piața eram foarte puțin. Erau mult mai multe categorii, tocmai ca să facem obligatoriu țigani. Deci au fost folosiți țiganii și minerii în tot acest joc de imagine. Țiganii fiind bătuți și ei și... Deci unul dintre ei care fusese chiar și recidiviști. Cel despre care vă spun a fost recidivist. Era mai tânăr decât mine, era un... A fost... a început să țină greva foamei. Eu eram deja cu deținuți de drept comun, pentru că peste o vreme au băgat deținuți de drept comun peste noi. Ceea ce e mult. Și li s-a spus că din cauza noastră unii se dă decretul. Deci primele momente cu ei a fost cumplit. Și aflând că ține greva foamei, am rămas șocat. În primul rând, e un mod diferit de a protesta sau de a te, nu știu, de a ieși în evidență. Că unele nici măcar proteste nu sunt, sunt doar... am reușit să ajung la el la vizită, că am fost femeia de serviciu a secției atunci. Am reușit să deschid vizeta și să-l întreb, eram șocată. I-am zis, dar de ce te comporți ca noi? Noi am făcut greva foamei, pe tine te-au băgat întâmplător cu noi. Tu ești recidivist, tu ești... De ce ai preluat comportamentul nostru? Și ai zis, respect față de voi. Un deținut de drept comun să taie cu lama, eu acum reprezint altceva, gândesc ca voi. Nu, deci eu acum nu sunt aici în calitate de deținut de drept comun. Sunt pentru voi, țin la voi și lupt pentru cauza voastră. Și mă comport ca voi. Dar mai curajos ca noi, niciunul n-am făcut greva foamei. Pentru că socoteam că e în zadar. De fapt, o făcusem, dar neoficial. De ce credeți că minerii și ați spus și țiganii au fost manipulați? Deci țiganii n-au fost nici în piață. Țiganii care au fost arestați, fapt, 2-3 au fost pe lângă piață. Dar atunci au fost arestați țigani de pe unde au nimerit. Din tot București. Noi aveam o șatră din Ialomița, Bulibaș, acum că ce-au mai...
Și poate ați văzut sau le veți întâlni dacă insistați. Este o imagine de la Măgurele, am văzut-o de vreo două ori. Eu nu știu de ce mi s-a părut așa cumplit să mă mai și filmeze. M-au și îmbrâncit și cred că m-au lovit tare. Dar țigâncile cu fustele lor au mers în față, astfel cât în față, că românce se văd foarte puțin, țigâncile zâmbind la televizor la Măgurele. Pentru că le-a plăcut lumina de la aparat. N-au fost filmate în viața lor. Deci au fost bătuți la fel de tare ca noi. Absolut nicio... Deci în afară de studenții cei care fuseseră, ce-au luat a doua zi, ce-au luat cu mineri, au fost luați ce-au găsit pe stradă, în special țigani. Dar de ce credeți că în special țigani? Pentru că după aceea, deci în ultimul moment, la una, cred că a fost o anume oră, o anume când au luat țigani. Deci la un moment dat au venit numai țigani. Cred că asta au căutat. Și v-am zis, după părerea mea, au avut clare șantioane. Atâția țigani, atâția români la arest, la fel, atâția din piață, atâția cu studii superioare, atâția, de fapt, au evitat pe mine. Eu am fost prea rea, se pare, și m-au... Că altfel n-au prea băgat cu studii superioare în arest. Revenind acum, privind așa, cumva, din perspectiva actuală, care credeți că e cel mai mare rău pe care l-au produs evenimentele acestea la nivel social și politic? A fost cumplită suferința. Dar v-am zis ceea ce a arătat, pentru că colegele mele refuză să afle. Deci cei care n-au fost ca mine în piață, am colege de birou, da? Refuză să afle că a existat un experiment Pitești, că au fost pușcării pline. Totul s-a redus și îmi povestesc în continuare, cel puțin de momentul Revoluției. Că s-au descurcat și și-au cumpărat un pui pe din dos. Deci la acesta era nivelul, la acesta erau reduși. La a cumpăra, la a avea o bucată de pui pe masă pentru copii. Nu, deci nici despre perioada aceea nu mai poți vorbi. Și refuză să creadă că n-au văzut. Ei, aici a văzut toată lumea, a văzut toată planeta. Poate că așa trebuia. Poate că așa trebuia să li se facă lor dreptate, să o pățim mai mulți. Nu știu. De ce și cum din punct de vedere istoric nu se scrie istoria corect și nu se iau niște măsuri corecte, se reeditează. Deci s-a reeditat la scala Bucureștiului, dacă nu mai mult, experimentul Pitești. Și cu toate astea încă mulți refuză. Sau veți găsi oameni care încă, mai cu jumătate de gură, spun despre cei care au fost în Revoluție și ce căutau acolo. Revenind, totuși credeți că există un soi de responsabilitate sau de vină partajată, împărțită, ca să zic așa? Cu siguranță că există. Dar s-a transmis. Deci a venit, omul nou a fost creat, da? Deci au venit, aceia erau oamenii, dar dacă e să începem cu acuzațiile, dacă eu acum aș începe să lovesc pe toți care, nu știu, nu s-au comportat ca mine precum cei doi avocați fără frontiere în România, nu i-aș menaja deloc nici pe intelectuali. N-aș mai menaja pe nimeni, nici pe sora mea, nici pe mama mea. Deci eu am fost tratată când am ieșit ca un fost deținut politic clasic. Deși nu se recunoaște încă faptul că nu am fost deținut politic. Și încă mai au. Deci am o tânără colegă, vulgară, tot ce vreți, care întreabă într-o zi, dar tu poți lucra alături de mine dacă ai fost arestat atunci? Dar, în schimb, tot cu domnul Ilieșiu și domnul Țonă, am mers odată la un liceu
cu filmul domnului Ilieșiu. Și domnul Țonăr, care atunci m-a supărat, apropo de supărare, cumplit, mai tare decât Iliescu, cu mineriada, fost deținut politic, fost membru PAC, unde am fost și eu, în alianță, în PAC, am fost împreună, când să intrăm, ce îmi spune? Să nu zici ce ai, cum te-au luat și ce ai pățit, că aici sunt copii de securiști și o pățim. În acel moment mi-a venit să-l bat. Dar ignorantă, că așa mă numesc eu și cei care gândesc altfel, cu totul altfel decât mine, le-am explicat copiilor tocmai ceea ce v-am zis eu, că cu siguranță unele dintre mamele lor au iubit pe Roman sau pe Iliescu atunci, la modul, dacă se poate, numi iubire, și să fie foarte delicați cu ele, pentru că cu siguranță sunt foarte rănite și ar fi cumplit să le pună ei acum, copii la 15, 16, 17 ani, o asemenea întrebare. Mai mult, nu? Erau copiii la 11 și 12, deci 17, 18 ani. Și după ce le-am povestit câte ceva, vreau să vă spun că în cor, cu toții, au cerut adevărul. Deci acolo nu s-a văzut care copil era de securist, care copil era de, nu știu, poate fost deținut politic. Pentru că același lucru s-a întâmplat într-un fel și la Mugurele, când soldați au luat bătaie pentru noi. Pentru că asta ni se ceruse, să ne lovim unii pe alții. A ținut o vreme, numai că nu ține la infinit. Noi încă ne lovim unii pe alții, nu știu cât și cum o să o mai pățim, până când vom realiza. Și atunci, probabil că din acel moment românii o vor duce bine. Dar până atunci, deci eu cum aș putea să mă plâng? Când vă ziceam, datorită faptului că eu am mai avut în familie, că nu prea am citit cărți interzise, dar verișoara mamei mele a făcut rezistență în munți. Nu vreau să vorbesc, cum să zic, să minimalizez trăirile, că n-ai cum, lui Rizia. Dar ceea ce s-a întâmplat cu ea ar lua premiul Nobel în continuu, cine ar sta să scrie în continuu despre ea. Deci acolo veți găsi nu doar o tânără, cea mai frumoasă din sat, cum n-a mai dat satul, ajunsă în munți. Și bineînțeles că eticheta dată de comuniști, și încă unii o repetă ca o moară stricată, a fost femeia celor din munți. A născut un copil. De aceea trebuie să coboare. Nimeni și n-a spus cum a murit acel copil în mâinile securiștilor, născând în mâinile lor. Și toate declarațiile care sunt despre ea sunt că a avut un comportament, și eu am trăit acolo și știu, ireproșabil în penitență. Vorbea puțin, doar cât să ajute pe cele de lângă ea. Niciun rău n-a făcut. Și a continuat. Iar cei care au fost alături de ea au trebuit să se ascundă pe șantiere sau pe unde au putut. Și nu se va vorbi nimic despre ei în continuare. În schimb, vorbim despre, și acum câteva zile a venit contabila unuia dintre cei intelectuali din anii 90 să mă întrebe dacă am mai căutat pe marele intelectual pe care îl văd pe ecran săptămâna. Și zic, nu. Eu să-i caut pe niciunul. De ce? Dacă au nevoie, vor să mă vadă, să mă caute ei pe mine. Ei n-au făcut nimic pentru mine, eu pentru... și nu l-am cerut. Dar eu pentru ei să ajung acolo am făcut. Și pentru ca ei să pară acum liberi, am făcut. Sau vor și reverențe de la morți. Deci ca să vedeți cum, până unde-i duce capul.
de ce morții și victimele, că de aceea refuz, de ce eu victima, că așa vor ei să mă numesc, trebuie să-i și caut să le fac reverențe, deopotrivă. Și celor care au ordonat atunci ce au ordonat, și celor care au venit ca mari democrați. Dar cei mari democrați, nici ei nu m-au tratat mai bine, să știți. Au fost de acord că a fost bine să trag, să ajung ei undeva. Și atât. Cu asta au fost de acord. Și să folosească numele nostru atunci când era cazul. Nu mai când era cazul. De cele mai multe ori nu. Noi vă mulțumim foarte mult. Mare plăcere. Sunt multe de spus, însă v-am zis, pe mine asta m-ar interesa. Deci nu, eu n-am cum să por pică nici lui Iliescu. Și el este o creație a păstora. Iliescu va ajunge să facă cucere adevărate la biserică, vă spun eu. Dar dacă s-ar scrie adevărul, dacă s-ar scrie adevărul, nu că vrea Iliescu sau nu vrea, pe mine nu mă mai interesează dacă Iliescu se supără că s-a aflat adevărul. Dar, în schimb, copiilor, că ei lor pleacă. El nu are, dar cei din jurul lui au copii și pleacă în afară. Și ea vorbesc urât despre români. De pildă, pe mine la Măgurele m-au anchetat 3 sau 4, nu mai știu, unul dintre ei, că mi-am dat seama că e suspect. Unul dintre ei a făcut pe omul cum se cade. Dar care m-a șocat cel mai tare, m-a întrebat, pașaport ai? Ei voiau și pe aceea mi-am dat seama să mă oblige să plec din țară. Și atunci nu mai încetez să le spun, dar plecați voi. Plecați și lăsați-ne în pace cu amarul nostru. Așa proști cum suntem, așa iubindu-ne pietrele, strămoșii, mătușile. După ce s-a întâmplat în acele zile, v-ați gândit măcar o secundă să plecați? O clipă așa s-a ținut o colegă, o prietenă care plecase în Canada chiar în 89, sfârșitul lui 89, începutul lui 90, nu, da, 88-89, deci înainte de Revoluție, în ultimul an. Tatăl era foarte aranjat acolo, dar era foarte singură și a venit în România chiar prin decembrie după, în decembrie 90 și a insistat foarte mult să mă duc. Atât de tare a insistat, că mi-a zis, măi, dar păi pentru mine au obținut unii, de-au rămas în Germania, au declarat că au fost întrebate de ei în anchetă. M-au sunat pe aia de prin Germania. Deci eu puteam să plec. În momentul ăla eu primeam azil politic. În 90 nu era problemă. Și atunci mi-a trecut un pic prin cap. Și m-am dus până la ambasada Canadei și când m-am dus, am zis, stai până am dus să mă mai milogești la ăștia acum. Să mă lase să vin la ei, ca să cer să vând tricouri, cel puțin pentru început. Nu, eu n-am vrut și nici nu vreau. După cum n-am vrut nici, cel puțin deocamdată în România, avea funcții. La un moment dat, eu fiind prin alianță, chiar mi s-a propus la un moment dat, am cunoscut diverse persoane, mi s-a propus să fiu pregătită ca să fac o carieră politică și am refuzat. Dovadă că nici nu mai, doar din când în când mă mai duc să-i mai cer pe unii și pe alții pe care mai știu. Și nici n-am avut funcții sau m-am ferit pentru că, v-am zis, din păcate e... Deci e foarte ușor eu acum să încep să spun da Iliescu. Nici măcar, până la urmă, cred că e un păpușar și Iliescu. Așa, pe urmă, îl văd că îmbătrânește, e un păpușar. Nu era Iliescu capabil să gândească. Aici a fost, v-am zis, o chestie mult mai profundă și o continuare a unui scenariu. Și uitați-vă la toate acțiunile pe care le face Băsescu. Pe care e deosebirea între 13-15 iunie, când m-am dus peste Dan Voinea, să-i spun că eu mă scriu un PNL, să dau o judecată pe Stolojan, că eu în 13-15 iunie, dar că nu se bagă pe partid, însă am dreptate. Deci când Stolojan iese din partid și din afara partidului, din PDL, dar nu dăm seama câtă
cerea schimbarea lui Tăricianu. Păi atunci de ce mai era partid? De ce mai erau alegeri în partid? Deci un atac la adresa partidelor, chiar în stil, trimite minerul, da, și desfințează, spune cine să fie, plantăm flori și cu asta am terminat. Deci la modul ăsta suntem. La modul ăsta suntem, din păcate. Iar acum, Băsescu pentru mine este un șoc. Este un șoc. Deci un asemenea președinte, după 20 de ani de la Revoluție, că asta îi spunea unei colege care a ajuns și ea atât de tare, a vrut să ajungă mare și tare în Partidul Comunist și a ajuns la Congresul 14. Și am zis, măi, eu cei pe care i-am cunoscut, că am cunoscut oameni, care au dat și au cunoscut pe Maniu, pe Brătien, pe... Nu știți cu câte spec vorbesc despre ei. Zic, te rog, e una dintre cei care înjură toți românii, numai ea e bună româncă și deșteaptă și frumoasă. Zic, te rog să vorbești cu la fel de mult respect despre Evanghelie. Păi nu poți. Așa s-a făcut România. Nu faci cu lipsă de demnitate și... Și acum, din păcate, eu am terminat comerțul, deci văd, din punct de vedere economic, toate măsurile sunt distrugere. Firmele mici sunt decimate. Decimate. Și nu numai. Dar i-au umplut de datorii. Că le mai aruncă din când în când, ieșim din criză sau că n-au plătit cei de deasupra care cotizează la ei, nu le-a plătit lucrările și mai știu orice, celor de jos și ăștia au rămas prin datorii. Nu pot nici măcar să lichideze firma. Rămân fără case, rămân fără pe drum, rămân fără nimic și tot nu reușesc nici copiilor să achită. Unii dintre ei. Da. Deci același lucru, sub altă formă. Ce să vă spun? Că sunt bugetară și în decembrie au golit contul. Pur și simplu l-au golit. Și nu ne-au întârziat cu 10 zile salariul. După ce iau la bani. Deci la modul ăsta. Deci unde sunt? Salariile, că spuneau că nu, în 13 iunie noi am avut bani. Am realizat după aceea că, da, erau și noi. Deci a fost zi de salariu. Toți luasem salariu, deci eu știu foarte bine, de asta vă zic când pun. Mie mi-au luat geanta. Da, pe mine m-au luat, m-au ridicat militar, m-au băgat în Ministerul de Interne, după aceea am fost la Măgurile, apoi în arest, deci nu au fost mineri. La sfârșit nu mi-au dat geanta și actele. Nici banii. Ci cu tupeu m-am dus la... Eu aveam buletinul de făgăraș. M-am dus la Făgăraș și am declarat că în momentul arestului să-i provoc, să-mi spună că mint. Că nu mi-au dat nimic la mână că am fost arestată, au refuzat. Deci una e măcar n-am avut dovada că am fost arestată. Le-am spus că mi-am pierdut buletinul în stația de metrou de la universitate pe 27 august, simte, da, așa. Acum zic când eu eram arestată. A fost eliberată în decembrie, în septembrie. Și mi-au dat buletin. Eu fiind la ei, în ziua aia. La ei, la Ministerul de Interne. Deci, v-am gândit măcar la Iliescu, nu mă lupesc. Când am deschis procesul, insistau foarte mult să dau o judecată pe Dinu. Era cel care mi-a făcut mie mandatul de arestare și care a făcut cele mai multe mandate de arestare. Și le-am zis că nu, refuz. Refuz pur și simplu. Abar n-am cu ce a fost șantajat. Poate omul era dus cu capul, poate... Dar cu siguranță că a primit un ordin. Pe mine mă interesează cine a gândit acest scenariu mizerabil. Nu că el, pionul, l-a găsit, a luat un nenorocit și a acceptat să facă chestia asta. Sau l-au drogat în momentul ăla. Dar cine a insistat? Foarte mulți. Foarte mulți au insistat.
Iar ca cercetare, până când să ia voinea, a avut Popov. Și pe Popov tot băteam la cap, deja păruseră copii, mă duceam în procuratura militară cu un copil în brațe și unul în cărucior, cu un tupeu nemărginit, că nu, de sunt șocați, mai ales în procuratura militară, să te duci. Și tot spuneam, domnule, dar pe mine mă interesează istoric. Deci istoric să rămână. Nu, nicio satisfacție n-am să văd pe vreunul altul, că nu știu ce-i suferința tâmpiții. Habar n-au ce înseamnă să suferi și să-ți faci și familia și pe tot să sufere lângă tine. Dar mă interesează din punct de vedere istoric. Și el mi-a zis la atunci, că n-am citit ziarele din zilele alea, n-aveam cum, că în 14 iunie 90, în ziarul Adevărul, se descria cu lux de amănunte cum studenții îmbrăcați în uniforme legionare făceau, distrugeau și nu știu ce. Care au peste 100 de ani o să fie document istoric. Când eu sunt îngrozită când văd cum se falsifică istoria sub ochii mei. Bucățica aia pe care am văzut-o eu, o văd falsificată toată. Nimic real. Nimic real. Și v-am zis, același lucru s-a întâmplat și cu verișoara mamei mele și cu tatăl bunicii mele. Același lucru, nu se scrie istoria. Nu vrem. Și am început, într-o vreme am făcut o obsesie cu arhivele. Să mergem să ne luăm arhivele. Austriecii, de pildă, pe partea Cordeal, unde sunt eu, mi le pun la dispoziție. Că străbunicul meu a murit în pușcarea. În momentul când ei au vrut să pună un simulacru de alegeri, să pună primari maghiari în toate localitățile. Cei au fost cei care s-au răzvrătit, au fost împușcați și a reacționat Viena și nu au mai făcut gestul. Și austrieci au scris despre el, iar niște istorici 94 de la Ministerul Apărării s-au dus pe acolo și au zis că nu e nicio dovadă a existenței lui decât faptul că noi am făcut o cruce. Și am zis, dacă sunt chiar tâmpiți, noi cum ne-am fi născut? De să meargă la mama lui, la soția lui, să vadă că a existat. A născut, avea o fată de 9 luni, da, bunica mea, și care a fost o chinuită. Deci de aceea v-am zis. Și am avut pe bunica mea care mi-a povestit ce înseamnă chinul și pentru așa ceva. Am avut, dar alții care nu s-au gândit decât să cumpere unt pe din dos și pui, cu asta au rămas. Și asta îți vor povesti și generațiile următoare. La atât au ajuns. Eu am refuzat să-mi fac pașaport de ca protest că mi-au cerut pașaport, dar nimeni am să fac până n-am să ies cu buletinul din această țară. Mai ales când am văzut de ce se duc românii în afară. Se minuneze de toaletă la început. Nu știu dacă ați observat. Da. Pentru că, într-adevăr, dar și am înțeles de ce. Pentru că, depinde la în arest, au luat... veniseră cei de la Crucea Fără Frontiere și mi-am dat seama că mai vin. Și au venit Avocații Fără Frontiere. Și m-au dus să le desfund eu WC-urile. Deci acele erau WC-uri pe care le foloseau ofițerii și subofițerii din secția de poliție. Pentru că dumneavoastră nu mergeți la buletin să mergeți la etajul 1 să faceți, să vă faceți toaleta, da? Nu cred că se practică, nimeni nu merge. Deci ei foloseau. Vreau să vă spun, nu doar că eram fundată mizerabil cu toate alea, dar și pe pereți. Pe pereți era treaba mare. Și am reușit până la urmă, am învins totul și le-am zis că o fac pentru mine, nu pentru ei. Că dacă vine cineva din afară și vede așa ceva, mie îmi vine să intru în pământ. Și mi-au zis că dacă mai vorbesc așa, nu mai ies pe acolo. Erau foarte sensibili. Da. Deci ăsta era nivelul 90 al polițiștilor. Dar dacă stăm și te analizăm, nici acum nu-i mare diferență, v-am zis. Nici acum. Informarea. Deci dacă s-ar informa,
Eu am încercat să cer arhive, am sunat, că mai cunosc, pe la Senat, pe colo, pe colo. Toți m-au ignorat. Am ajuns la arhivele statului. Nu au. Știți ceea ce nu au? Iar cei din zonă spun că avem. Pe ce aveți legat de Ardeal? Ce-ați găsit la Brașov? Păi dar ce e ce-ați găsit la Brașov? Când adevăratele arhive... Și vă dau exemplu, ca să înțelegeți de ce la fel se șterge istoria. Deci cu străbunicul meu au rupt inclusiv în Ardeal, păstrându-se la biserici și la primării, actele. Că se și spune că din acest motiv în Ardeal, ei, la bunicul erau lupte. La străbunicul. Ceea ce s-a întâmplat, să vă spun, cu greviștii foamei. Când am ieșit, Băcanu s-a apucat să scrie sub formă de serial niște fascicule așa, despre greviștii foamei. Și care era ideea? Că Cutărică vin de ziare la metroul din Victorie, țin minte. Și am urmărit ziar cu ziar, vreo 6, după care pauză. Ori erau 42 sau 43. Ce-am zis, cum și unde sunt când eu știam om care a ținut doliu după una dintre fete? Că nu știu dacă știți cum au intrat. Au încercuit, au intrat, au tăiat sfoile de la corturi și au înțepat cu baioneta. Ori ăștia care au ținut de adevăratele că și acolo au fost infiltrați. Greva foamei, cum era fata în cauză și avea deja 40 de zile. N-am mai putut fugi, da? Și m-am dus la Nae Constantinescu, pe care îl știam foarte bine și l-am rugat, pentru că el a făcut analizele, să-mi dea adresele oamenilor din registrul lor de medici, unde strec datele personale, că doar și eu am fost la medici și știam că ți-au adresa, să-mi dea adresele. Pentru că am găsit un ziarist care era dispus să meargă la fiecare adresă să vadă, să vedem noi de adevăratele unde e fiecare grevist al foamei. Lucru care nu s-a făcut niciodată, nici măcar atât. Și știți ce mi-a zis? Că nu mai există foile respective registru. Întrebați-l dacă îl întâlniți. Așa mi-a zis și cred. Deci la modul ăsta. Deci ca ungurii în Ardeal, da, să șteargă, e universal. Și criminalul. Și o să spună că victima l-a supărat.